Am să citim cartea, eu sunt gata să o citesc pentru a treia oară, dacă aveți răbdarea să stați până la urmă, fiindcă e cea mai bună variantă de lansare ei. Acum m-am gândit totuși, la un moment dat, și s-a gândit și Radu Paraschivescu în prefața acestui volum, până când o să râdem? Râdem, dar vorba ăsta, te apucă pandaliile, pentru că ăștia care ne fac să râdem în carte sunt oameni, sunt vedete, sunt pe scena publică, sunt la televizor, sunt în parlament, sunt la guvern. Ori dacă așa arată elitele noastre publice, dacă așa vorbesc, sigur, râdem ce râdem, dar e cazul să ne apuce din când în când și panica. Mai ales, cum spunea Gabriel Ilicianu, bacalaureatul ne garantează că viitorul e al lor. Radu Paraschivescu are dreptate să spună în prefața lui, cu cât e focotul de râs mai mare, cu atât e tristețea mai mare. Prin urmare, lucrurile au și partea lor de umbră, de gravitate, și din cauza asta m-am gândit să dau două citate din alți autori decât domnul Radu Paraschivescu, care însă nu ne vor face să râdem, însă ne vor arăta ce importantă este limba și felul în care este ea vorbită în orice loc din lume. Un loc e din Socrate, din Phaidon, din dialogul platonician Phaidon, în care Socrate spune la un moment dat: reaua folosirea cuvintelor nu e doar o greșeală de limbă, ci un mod de a face rău sufletelor. Dacă trăiești într-o ambianță în care pe ecranul televizorului, în ziare, în jurul tău, în autobuz, în metrou, auzi mereu ceva stâlcit, până la urmă te strici, te otrăvești. Copiii noștri se otrăvesc. Nu ne putem mira că pe urmă vorbesc brambura, că nu mai știu să gândească articulat, că se exprimă cum aud ei, că se exprimă lumea. Al doilea citat e din Confucius, care a fost întrebat de un împărat chinez: ce e cel mai important în arta de a guverna? Și Confucius a răspuns așa: esențialul este să numești corect lucrurile. Dacă denumirile nu sunt corecte, cuvintele nu se mai potrivesc. Dacă cuvintele nu se mai potrivesc, treburile statului merg prost. Dacă treburile statului merg prost, nici riturile și muzica nu mai pot înflori. Dacă riturile și muzica nu mai pot înflori, judecățile și pedepsele încetează să mai fie drepte. Dacă judecățile și pedepsele încetează să mai fie drepte, poporul nu mai știe cum trebuie să se poată. Asta era sfatul pe care dădea Confucius unui șef pe vremea lui și e valabil și azi și de natură să ne vorbească despre gravitatea acestei cărți. Acum, cineva ar putea face o analiză ei și să facă rubrici. Ce tipuri de gogomănii sunt posibile într-o limbă? Unele sunt de ordinul alcătuirii frazei, care vin într-o dezordine de gândire. Unele sunt de ordinul inculturii, pur și simplu. Nu? Când prietenul nostru, Gigi Becali, spune: mie îmi place să ascult Maseuza, înțelegând prin asta imnul Franții, este o mică greșeală de... Nu e grav. Sau când unul spune Maglabeș în loc de Bangladesh, sau când o doamnă spune că nu vrea să expună mult la soare pentru că nu face bine la mameleoane. Sau când cineva spune că a contractat o emanangită. Sau când un ministru spune că vrea să discutăm cu calmitate. Sau când cineva spune că trebuie să aproximăm lucrurile foarte exact. Sau când cineva spune trebuie făcută o scindare la domiciliu. În sensul ăsta. Dar eu vreau să dau un singur exemplu, că am dat atâta. Pentru că mi-aduc aminte domnul noi care ne spunea: dragă, e bine să ții jurnal, pentru că la un moment dat, dacă te întorci și citești chestii pe care le-ai scris tu cu 20 de ani în urmă, constați că nu înțelegi. Și te mai liniștește, fiindcă dacă pe tine nu te înțelegi, ce-ți temi că uneori citești un Kant, o pagină din Hegel și nu pricepi. E, bun, aici e vorba de jurnalul totuși al unui filozof.
Dar am găsit în cartea asta cel puțin un caz în care nici cel care vorbește, în clipa când vorbește, nu înțelege ce vrea să spună. Este un fenomen mai puțin obișnuit, nu trebuie lecturi filozofice mari ca să practici genul acesta și vreau să închei cu acest exemplu și cu un scurt comentariu. E vorba de un domn pe care nu-l cunosc și pe care întâmplător îl cheamă Nicolae Zuluf, e din zona fotbalului, și care spune următorul lucru, face următoarea declarație. Să-i suspansul necesar. Deci, la mingea asta a fost superb. Deci, chiar mi-a plăcut. Dar, din păcate, din câte am văzut, n-a fost. Acum nu știu, a fost sau n-a fost. Deci, a fost un gol frumos. În final, într-un final. Într-un final am anulat golul. Dar, în schimb, mie nu știu, n-am văzut. N-am fost nici atent pe fază să văd, dar în prima fază am văzut un gol foarte bun. Un gol superb. Deocamdată ce să zic? Acest om, în mod vădit, nu știe ce vrea să spună, ce a văzut, ce n-a văzut, dar spune. E un caz curent și este un caz în care cineva poate să se confrunte cu misterul proprii gândiri, doar revăzând, recitind tipul de frază care i-a putut ieși pe lume la un moment dat. Există și, nu pot să trec peste asta, și zona englezească a deformării limbii. Sunt oameni care au început să vorbească unii păsărește pe românește, există un limbaj tehnic pe care nu-l înțelege nimeni, dar care are un aer extrem de competent, și există mici alunecări spre engleză, limba secolului. Ce este un business? Ce este o afacere? Întreabă cineva pe un ministru de externe, fost ministru. O afacere este un business. Și avem și un fost prim-ministru care a dat o replică englezească remarcabilă unui adversar politic. Ea sună în felul următor. Mr. Joanna, I fuck. Dom'le, asta luptă politică. Prin urmare, citiți această carte, veseliți-vă și tristați-vă cât puteți.